seara, stimați telespectatori, suntem la DSP Vrancea, am plăcerea să stau de vorbă cu doamna doctor Carmen Țurcan, medic de medicină, mereu uit, medic de medicină generală, care o să ne vorbească în această seară despre poliomielită, o boală îngrozitoare. Bună seara, stimată doamnă doctor, bine bună v-am seara, regăsit. Bine te-am găsit. Bine te-am regăsit, bine ai venit la noi. Cu drag am venit la voi, dar subiectul mă îngrozește pentru că vreau să spun ceva. Când eram eu copil, au fost cazuri de poliomielită, copii paralizați, copii care sunt sănătoși, au devenit, eu știu cum să le spun, nu știu cum să... Copii care aveau o paralizie acută flască. Paralizia acută flască. Care era determinată de virusul poliomielitic de tip 1 și care au suferit toată viața lor pentru că în funcție de unde s-a localizat afecțiunea, deci unde s-a localizat virusul la nivelul cerebral sau la nivelul mândrului spinării, ei aveau imposibilitatea de a se deplasa sau imposibilitatea chiar de a se ridica de pe pat. Noi știu că aveam un coleg care, pe care l-a ducea maică-sa cu căruțul la școală, nu putea să vorbească bine, era un evreu care după aia a plecat în Israel, săracul, un băiat deștept se pare că fusese, dar după ce a contactat acest virus, a devenit săracul vai de capul lui. Bun, știu că de ce se bate atâta monedă în ultimul timp despre vaccinul antipoliomielitic, pentru că știu că în ultimii 20 de ani nu s-a mai vorbit despre această boală la noi. Da, pentru că noi facem parte din categoria țărilor fără poliomielită, pentru că de mai bine de 50 de ani facem vaccinarea antipolio și am reușit să eradicăm această boală. Dar în ultimii ani, datorită, informării proaste a celor care cred că tot ce scrie pe internet este și corect, unii din părinți au refuzat vaccinările în general și vaccinarea antipolio în mod special. Ori, datorită faptului că în Ucraina sunt deja două cazuri de poliomielită. Deci foarte aproape de noi. Și da, datorită mișcării de populație, datorită faptului că sunt cel puțin patru state care au poliomielită. Știi care sunt alea? Da, Pakistanul, poate nu găsesc acum exact să le spun pe toate. Mă rog, Pakistan. Afganistan, India, Nigeria și Pakistan. Deci Afganistan, în Afganistan noi avem persoane care pleacă și se întorc, au fost militari, în India se mișcă toată lumea, în Nigeria ați văzut că avem oameni care lucrează acolo și Pakistan la fel. Deci vine populație de acolo, populația este nevaccinată pentru că nu au un sistem de vaccinare în momentul ăsta și în condițiile acestea ele sunt cele patru țări endemice la polio, adică oricând cineva de acolo poate să vină cu virus, el s-a imunizat, dar virusul se elimină prin fecale și venind în contact cu persoane sănătoase de la noi, dar nevaccinate, neimunizate, riscul este foarte mare ca acea persoană să facă poliomielită. Mai sunt și migrațiile astea de popoare care vin mai acum spun la noi. Este un moment în care nu se știe dacă copiii care au intrat în Europa sunt vaccinați, dacă nu sunt vaccinați, e război. E foarte greu să spunem noi ce s-a întâmplat acolo. Ori până vom avea o situație foarte clară, până când vor fi luați în evidență, vor fi vaccinați, li se va termina vaccinarea. Vaccinarea nu înseamnă că faci o doză de vaccin și am terminat-o. Nu. La vaccinarea antipolio, vaccinarea înseamnă 4 doze de vaccin. Și la noi, vaccinarea se face la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni și la 1 an.
Și la ce vârstă se face această vaccinare? Păi ți-am spus mai devreme. La 2 luni, la 4 luni. La 2 luni? Am crezut că se face din 2 în 2, n-am înțeles bine. La 2 luni, la 4 luni, la 6 luni și la 1 an. Și am terminat vaccinarea. Urmează rapelurile, pentru că din când în când mai trebuie să creștem imunitatea și atunci facem rapelurile respective. Deci vaccinarea este importantă din toate punctele de vedere. Este importantă fiindcă ne ocrotește, este importantă pentru că nu mai avem boala în momentul acesta, dar avem o mică problemă. De câțiva ani a scăzut incidența vaccinărilor datorită refuzurilor părinților și avem copii care sunt nevaccinați, copii nevaccinați care intră în contact cu copii vaccinați. Copiii vaccinați pe perioada de vaccinare pot, sau persoane care vin din zone, cum spuneam mai devreme, endemice, pot să transmită virusul polio de tip 1, care este cel mai, care dă cel mai frecvent paralizia flască. Paralizia flască, moale, lipsită de rezistență la mișcarea de flexie, care apare în mod brusc, se instalează în curs de câteva zile la un copil de până la 15 ani, care știm clar că este nevaccinat, sau la orice persoană de orice vârstă care vine dintr-o zonă endemică și care nu știe dacă a fost vaccinată sau nu. Sigur că paralizia acută flască se întâlnește în mod expres în poliomielită, dar poate să mai apară și în alte boli. Numai că paralizia acută flască din poliomielită nu se mai recuperează. Celelalte se recuperează până la a te însănătoși în mod total sau rămân sechele? Câteva sechele foarte, foarte puțin observabile. Cealaltă este o paralizie care rămâne pentru totdeauna. Bun. Din ce cauză părinții sunt refractari la acest vaccin? Nu știu, părinții sunt refractari la toate vaccinurile, nu numai la acești. Dar de când? Că pe noi ne obliga să facem vaccin, venea la școală și știu că era o buzrială acolo, mioloelă, că ne era frică de injecție, dar eram obligat să stăm să ne facă vaccin, nu se discuta lucrul ăsta. De ce dintr-o dată? Deci, dintr-o dată, pentru că legislația noastră a fost foarte permisivă și a lăsat la latitudinea părinților de a accepta sau nu o anumită vaccinare sau vaccinarea, la un moment dat părinții au considerat că nu mai trebuie să vaccineze. S-au informat ei după internet că dacă le dau nu știu ce ierburi, nu știu ce ceaiuri și nu mai știu ce, copiilor nu vor face boala X, Y sau Z pe care nu acceptă la vaccinare. Ori vreau să spun că nu există, vaccinul nu face rău copiilor, așa cum vezi generațiile noastre au fost vaccinate și o parte din boli s-au eradicat, deci n-au mai existat boli. Ultimul caz de poliomielită cred că a fost acum 27-28 de ani în județul Vrancea. Și erau, când eram noi copii, erau cazuri multe de poliomielită. Da, era lumea îngrozită, sigur. Sunt că oameni da, care și acum au sechele de poliomielită. Categorii, da. Dar noi nu-i vedem pentru că sunt în vârstă. Sunt acele persoane care se deplasează cu căruciorul sau cu niște aparate speciale pe care cu greu deplasau membrele inferioare. Dar, ți-am zis, sunt și persoane care au avut poliomielită și care au rămas pentru toată viața paralizați la pat. Cunosc cazuri. Și poliomielita poate fi transmisibilă și la persoane adulte? Da, dacă nu au fost vaccinate și nu au intrat în contact niciodată cu vaccinul, pentru că cu virusul, pentru că sunt persoane care intrând în contact cu virusul se imunizează. Și la al doilea contact deja sunt imuni. Dar sunt și persoane care nu se imunizează și atunci se îmbolnăvesc și fac boala ca atare. Carmen, spune-mi, te rog, și mie, totuși, hai să luăm puțin de capul cu vaccinurile în general. Un copil nou născut
Face un vaccin în prima zi, mi se pare. Ce vaccin face în prima zi? Da, face vaccinarea BCG în prima zi, în primele zile, și vaccinarea antihepatitică. Și acolo nu se întâlnesc opoziții din partea părinților? Nu-mi face vaccin la copilul meu? Eu nu înțeleg de ce nu știu. E reacția asta. Deci se întâlnesc. Opoziții se întâlnesc din capul locului. Acum, uneori, colegii noștri care sunt în spital îi conving până la urmă să facă aceste vaccinare, alteori nu îi conving. Drept urmare, ai văzut că avem cazuri de tuberculoză, poate ceva mai frecvente și la copii decât am avut până acum, pentru că nu sunt vaccinați sau nu sunt corect vaccinați, că degeaba am făcut vaccinul și n-am mai făcut rapelurile. Deci, problemele vin de undeva vin. Doi, mamele sunt, cum să spun, în inconștiența lor spun așa, da, semnez așa și nu vreau să-i fac vaccinarea. Nu vreau să-i fac, da, motivarea pentru care nu vreau să fac nu există. Așa am citit eu pe internet. Sau așa. Pe internet eu știu un lucru, că în general când citesc o carte, mă uit la autor. Și dacă autorul este o persoană avizată, pot să zic foarte bine, da, uite, este cineva care știe, este o persoană care cunoaște. Chiar și o carte de beletristică, până la urmă, trebuie să o citești chiar dacă e un autor nou, trebuie să știi ceva despre el. Sigur. Dar să citești pe internet ceva care vine de undeva din neant și spune mă numesc X sau nu mă numesc X, da, eu mă pricep la tot. Sunt oameni care nu se pricep la nimic decât la a pune acolo o informație greșită și de a-i lăsa pe ceilalți să creadă că informația greșită este cea adevărată. Există o luptă în ultima vreme între informațiile corecte și informațiile greșite de pe internet. Nu știu dacă vom mai ajunge vreodată ca acele informații greșite sau neadevărate să fie scoase de pe internet. Poate dacă se va da o legislație în privința asta, nu va mai putea să afișeze pe internet decât dacă, într-adevăr, ceea ce pretinde că este, există în realitate, există un control. Bine, asta e pe toate planurile, că cine vrea, cine nu vrea, nu scrie tot felul de minuni pe internet. Păi și unii fraier pun, acceptă ceea ce se scrie acolo, fără să controleze, iau de bună ceea ce se scrie. Dar eu nu știam, neavând copii, nu știam că există atâta opoziție din partea familiilor. Îmi aduc aminte când familiile noastre chiar se interesau, domnule, când trebuie să mai facă copilul următorul vaccin? Nu se punea problema ca să nu fim vaccinați de tuberculoză? Deci au vaccinările totdeauna, au contraindicații la un număr foarte, foarte mic de persoane. Că mai există și contraindicații. Dacă, eu știu, are o anumită problemă sau dacă medicul curant, pentru că pacientul meu are o problemă de sănătate, nu indică să facă vaccinări, dar indică altceva. Sau îl informează pe părinte. Dacă părintele vine fără nicio motivație și spune nu vreau să fac vaccinări, atunci lucrurile sunt grave. Hai să vă spun care este diagnosticul totuși de paralizie acută flască, pentru că e bine să luăm în seamă lucrul acesta. Deci, instalarea paraliziei se face în 20-48 de ore de la debut. De la debutul paraliziei. Și se instalează cu totul. Febră la debut este mare și întotdeauna prezentă, apoi dispare în următoarele zile. Tipul paraliziei este o paralizie acută, asimetrică, de obicei în zonele proximale, deci la membrele inferioare, dar poate să fie și la membrele superioare, v-am spus, depinde unde este situat. Tonusul muscular este redus sau absent la membrul afectat. Deci e paralizie, paralizie, nu mai poate să folosească membrul respectiv deloc. Deci este redus. Reflexele osteotendinoase sunt scăzute sau absente, sensibilitatea apar dureri musculare severe,
dar fără modificări de sensibilitate, cald și rece. Deci durerea este afectată doar partea care lucrează cu mușchiul, nu și sensibilitatea nervului respectiv. Pot să apară afectări ale nervilor cranieni în cazul în care infecția este la nivelul bulbului. În aceste condiții poate să apară insuficiență respiratorie. Dacă facem un examen de lichid cefalorachidian, are aspect inflamator, viteza de conducere nervoasă este anormală și ajunge până la imposibilitatea de folosire a mușchiului. Electromiograma este anormală și sechelele la 3 luni de la debut și până la un an se instalează constant. Sunt severe, sunt asimetrice, apare atrofie, deformări de schelet care se dezvoltă până când copilul ajunge la maturitate. Deci totul va fi dintr-o dată anormal de cât. Poate să fie la ambele membre, poate să ia numai un membru, poate să afecteze membru inferior, de exemplu, drept și numai gamba, piciorul și gamba de la membru inferior stâng sau multe altele. Nu este o boală cumplită, repet, eu mi-aduc aminte că am avut colegi de clasă, doi parcă, când eram copil, afectați de poliomelită și veneau, i-a ducea cu căruciorul, nu mai pot să vorbească, au greutăți groaznice în vorbire. Înseamnă că au fost afecțiuni care s-au realizat până la nivelul bulbului sau la nivelul bulbului. Și poți să o duci foarte mult cu boala asta, dar ești o legumă și este o nenorocire și pentru familie, pentru că e foarte greu de îngrijit un asemenea bolnav. Deci nu totdeauna persoana respectivă este o legumă, dar este o persoană care are o deficiență motorie pe care nu mai poate recupera. V-am zis că virusul poliomelitic duce la o paralizie care se instalează și are repercursiuni pentru toată viața și sigur persoana va fi o persoană cu dizabilități care va trebui să fie ocrotită în sistem și care va avea un anumit statut toată viața ei, că este o persoană cu probleme. Văd că Ministerul Sănătății și medicii în general au intrat oarecum în alertă pentru că e lupta asta, între ghilimele spus luptă, cu familiile. Ce facem pentru asta, Carmen, dragă? Ce te-ai gândit? Tu, personal, ce poți să faci? Că lucrezi la DSP Vrancea și noi trebuie să te duci din casă în casă, iarăși cu ghilimele spus. Chiar din mă refer la școală, da? Ca să... Da, pot să... Și o să ajungem împreună, probabil, și cu colegii de la epidemie și împreună cu medicii de familie, să ne întâlnim cu persoanele care au copii mici, copii între 0 și 1 an, să-i convingem, mai ales pe cei care sunt neconvinși, că vaccinarea este în mod expres necesară pentru copiii noștri, că copiii noștri n-au pățit nimic dacă s-au vaccinat, avem și noi copii, am fost și noi vaccinați, avem și noi copii, și nu s-a întâmplat nimic. În ultima vreme, de când nu mai facem vaccinările corecte pentru anumite persoane care refuză la un moment dat sau fac vaccinările până la un moment dat și după aceea le refuză, sunt vaccinări amputate. O altă problemă, atunci trebuie să-i convingem să lase să-și facă vaccinarea de la cap la coadă. Și dacă va apare, dacă va fi până la urmă promulgată și o lege care să-i oblige să facă vaccinările cele obligatorii, atunci părinții probabil vor înțelege că trebuie să facă vaccinările pentru că ne realizând această vaccinare corectă, de fapt nu suntem de partea copiilor noștri. Nu numai că nu suntem de partea copiilor noștri, dar putem să ne norocim pe ceilalți. Poate copilul nostru, ferească Dumnezeu, al vostru, că eu n-am copii, dar poate să contacteze un virus de poliomelită și să îi îmbolnăvească și pe alți copii. Adică e o chestie de
conștiință până la urmă, nu? Și părinții trebuie să știe lucrurile astea. Eu am simțit în general că este o opoziție groaznică în ceea ce privește asupra vaccinărilor, nu numai la poliomielită, la toate vaccinările, pentru că da, poate tot pe internet au apărut... Discutăm în clipa asta doar despre poliomielită, pentru că poliomielita probabil este cea mai ușor de contactat la persoanele care sunt nevaccinate. Deci, vreau să spun că virusul polio are trei tipuri, din care tipul 1 este cel care dă cel mai frecvent epidemii de polio. Virusul polio are un potențial mare de contagiozitate, motiv pentru care un individ poate infecta toți indivizii neimunizați într-un grup sau într-o comunitate casă, mai ales dacă sunt condiții precare de sanitate și de igienă. Dintre persoanele infectate, numai 1-3% poate să dezvolte paralizie, dar e suficient dacă din 10 dezvoltă 1. Sigur. Așa. Sigur. Imunitatea de protecție pentru virusul polio se poate dezvolta prin vaccinare sau prin infecție naturală, ceea ce spuneam mai devreme, numai că infecția naturală în condițiile noastre este mai greu pentru că majoritatea copiilor sunt vaccinați, dar cei care nu sunt vaccinați pot foarte repede să se îmbolnăvească și să facă și paralizia flască. Că până la urmă problema cea mai gravă este că infecția cu virus polio duce la această paralizie flască, care este una din cele mai complicate paralizii, ne mai putând să facem absolut nimic pentru pacientul nostru. Deci ea nu se recuperează. Deci odată contactat virusul, nu există niciun tratament prin care să putem să vindecăm sau să oprim. Deci nu avem de unde să știm că persoana respectivă a contactat virusul. Nu avem de unde să știm. Deci apare în timp, nu apare a doua. Descoperim în câteva zile după ce s-a infectat că face paralizia flască. Trebuie neapărat să punem foarte repede diagnosticul, să vedem dacă este paralizie determinată de virusul polio tip 1, 2 sau 3. Așa. Și în cel mai bun caz, să controlăm pe cei care sunt în jur aceste persoane. Pentru că toți copiii și toate persoanele nevaccinate din jur riscă să se îmbolnăvească. Îmbolnăvească. Și din această pleiadă de 2, 3, 7, unul poate să mai facă încă boala. Încă cineva să mai facă boala din grupul acela. Și atunci vă dați seama că ideea este noi să facem în așa fel încât toate persoanele să fie vaccinate, copiii să fie vaccinați, să facă toate cele trei imunizări, patru imunizări pentru a face vaccinarea completă și după aceea să accepte să facă rapelurile pe care trebuie să le facem. Aici vreau să-ți spun că depinde de țară, depinde de an. În fiecare an există un calendar al vaccinărilor și în acel calendar al vaccinărilor intră reimunizările sau rapelurile pentru imunizări la copii care sunt mai mari de 4 ani. Dar aceste vaccinuri sunt avizate de Ministerul Sănătății? Sunt lucrate aceste vaccinuri sunt avizate de OMS, adică nu sunt... Deci la nivel mondial. Nu se discută pentru România, se discută pentru toată lumea asta și cum Organizația Mondială a Sănătății este o organizație a întregii planete, trebuie să respectăm și ceea ce Organizația Mondială a Sănătății ne transmite la modul cel mai serios. Suntem într-o situație destul de complicată. Eu am spus, sunt zone din lumea asta în care nu se poate face ceea ce ar trebui pentru că sunt războaie, pentru că țara respectivă nu are suficienți bani să investească în a rezolva problemele tuturor copiilor sau tuturor persoanelor nevaccinate de acolo și de acolo
către noi și noi către ei avem tot timpul contact. Este o lume deschisă. Nu mai poți să spui că din România nu mai poți să pleci decât până în țara de lângă tine. Acum oricine are nevoie să-și rezolve o problemă, să se ducă într-un concediu sau altceva, poate să se urce într-un avion să plece, dar trebuie să fie avizat că acolo există boli care, pentru care ar trebui să se vaccineze înainte de a pleca sau să ia anumite tratamente. Și dacă e vorba de poliomielită, trebuie să se gândească bine dacă și-a vaccinat copilul sau nu. Pentru că mă duc în India să mă plimb și să văd India, dar dacă am uitat să-mi vaccinez copilul, pot să mă întorc din India cu copilul cu paralizie flească, acută. Aceste vaccinuri sunt gratuite, nu? Sigur că sunt gratuite. Totdeauna vaccinările au fost gratuite. E foarte trist că se întâmplă lucruri de așa, dar s-a făcut vreo statistică din ce categorie socială se simte cea mai mare opoziție în aceste vaccinuri, nu, pentru aceste vaccinuri? Nu, deci nu pot să-ți spun, pentru că sunt refuzuri din multe părți. Sau mai există o problemă. Copilul se naște în România, începe vaccinarea corectă, la un moment dat părinții hotărăsc să plece cu copilul din țară, pleacă într-o altă țară, mai este sau nu mai este vaccinat, se întoarce în țară, el este declarat nevaccinat pentru că nu și-a terminat vaccinarea. Începem o următoare vaccinare și iarăși pleacă. Adică nu au răbdare să stea, să-și termine vaccinarea la copii sau să plece cu copiii la o anumită vârstă, măcar să lase copiii aici, să-i vaccinăm până la capăt și după aceea pot să-și ia copiii și să meargă oriunde în lumea asta. Eu cred că ar trebui făcute cât mai multe întâlniri pentru informarea mamelor, pentru că sunt foarte multe persoane care nu cred în așa ceva, care nu cred în medicamente, am văzut, care nu cred în medici, lasă că Dumnezeu, sigur că Dumnezeu le rezolvă pe toate, dar prin acești oameni care sunt pregătiți să facă lucrul ăsta, nu? Cred că Dumnezeu ne-a ajutat să descoperim aceste vaccini. Păi asta am spus și eu, prin da? Acești oameni care, sigur cred că da. Cred că tot Dumnezeu probabil că i-a ajutat pe oameni să aibă medici pe lângă ei sau oameni care să se ocupe de sănătatea lor. Și ar trebui să se gândească că Dumnezeu nu dorește decât să le fie bine celor din jurul nostru. Și atunci ar fi mai bine să accepte vaccinarea pentru că vaccinarea chiar nu le face rău. Deci vreau să spun că realizarea vaccinării integrale pentru orice copil care de la naștere până la anumită vârstă face toate vaccinurile și apelurile, în niciun caz nu este nebenefică, ci este benefică. Cam asta este, stimați telespectatori. Ne-a explicat foarte frumos doamna doctor Carmen Țurcan de la DSP Vrancea pentru ce trebuie neapărat mers și făcute aceste vaccinuri care sunt obligatorii. E un lucru de o chestiune de conștiință a fiecărui părinte. Dacă, eu știu, ții la copilul tău și la ceilalți copii din jur, trebuie mers și făcute aceste vaccinuri, că altfel ferească Dumnezeu, copiii pot fi expuși la o boală îngrozitoare care este poliomielita. La copilul sau la copiii? Sau la copiii pe care îi ai. Pot să fie 2, 3, 4 și atunci cu atât mai mare, este riscul. Da. Îți mulțumim mult, Carmen. Și eu vă ne mulțumesc. Vedem curând, sper. Sper. La revedere, mulțumim mult, la revedere, stimați telespectatori.